Deveni s-au obișnuit deja cu faptul că în fiecare lună Muzeul Civilizaţiei Dacice și Romane din Deva vine cu câte un exponat nou care este expus spre admirația vizitatorilor în holul instituției de cultură. De data aceasta, cei care vor trece pragul muzeului pot admira un cric care a fost confecționat în cea de-a doua jumătate a secolului XIX într-o gospodărie din satul hunedorean Dobroț. Exponatul lunii ianuarie este o piesă foarte interesantă, provenind din țara Zarandului. A fost achiziționată dintr-o comună din acea zonă etnografică, donată muzeului și reprezintă practic un cric de lemn pentru care. Acesta este compus dintr-un miez dotat cu filet exterior, corpul de sprijin și un ax mobil cu trei brațe, având un filet interior. Cricul se folosea în gospodării pentru ridicarea carelor cu scopul de a schimba roțile deteriorate atunci când atelajul era încărcat. Piesa este remarcabilă pentru ingeniozitatea principiului, îndemânarea în confecționare, dar și pentru raritatea sa. Exponatul lunii a început în luna iulie anului trecut și de-a lungul timpului am avut mai multe piese, de la carte veche, la obiecte de epocă modernă, respectiv cuna de aur a lui Aurel Vlaicu, până la obiecte de mineralogie și științele naturii. Acest cric pentru roțile de car va rămâne expus la Muzeul Civilizației Dacice și Romane până la sfârșitul acestei luni. În februarie, reprezentanții instituției de cultură, pregătind o altă surpriză pentru toți cei care vor vizita muzeul.